Continuăm jurnalul. Bulgaria ar putea prelua o parte din refugiații ucraineni din Republica Moldova. Președintele Rumen Radev vine astăzi la București pentru a discuta cu Klaus Iohannis despre amenințările la securitatea regională și despre criza refugiaților. Autoritățile de la Sofia au anunțat că sunt dispuse să deschidă un culoar verde pentru ca ucrainenii să poată veni direct prin Republica Moldova și România și Bulgaria. Cei doi șefi de stat vor discuta despre impactul războiului declanșat de Rusia asupra securității României și Bulgariei, dar și despre măsurile care pot fi adoptate în acest